pregătit vouă un joc cu caracatiță. Hai să jucăm! Fetelor, voi pe masă aveți câte 6 păhăruțe colorate. Aveți pe degetele câte tu, Melissa, ai 5 tentacule, iar Rasmina are 3 deoarece este mai mică. Cu mai multe tentacule este mai ușor să joci. Aveți în față cărți pe care le veți întoarce și ce piramidă sau construcție va fi acolo, aceea va trebui și voi să o faceți, ok? Cine face cea mai repede, strigă caracatiță, ok? Și caracatiță! Și ai câștigat jocul și cartea o ai la tine. Cine adună prima 5 cărți, aceea este câștigătoarea. Începem jocul? Da! Așa, atenție! 3, 4, întoarcem cartea! Doar cu mânuța care cu tentacul, iubita, doar cu ea lucrăm. Melissa a fost prima, tu puțin acolo te-ai încălcit, dar Melissa a câștigat. Prima carte merge la Amelia, să verificăm dacă e corect. Deci, din partea Melissa, albastru, galben și verde. Corect, iubita, cartea e a ta, tu ai un punctișor. Acum punem păcăruțele la loc și deschidem următoarea carte. Melissa, tu ești gata? Da. 3, 2, 1 și... Asta e cum arată de sus. Mai haide. Iată ce trebuie să fac fetele. Haide, cine repede? Să nu uitați, strigați caracată să dacă câștigați, bine? Dacă terminați. Hai, Melissa, hai să smidea. Ia să vedem dacă ai făcut corect. Așa. Tu ai pierdut, dar data trecută ai câștigat. Deci verde, portocaliu, galben, albastru. Corect, bravo! Cartea este ta, 1 la 1. Următoarea rundă, punem paharuțele la loc. Așa, Melissa, poți să întorci tu o carte. Întorci o carte, eu o carte. Întorci, asta e de sus. De sus, cum trebuie să arate. Haide, făcuța, toate 6 pahare trebuie să le puneți. Numai că fiți atente la culori. Melissa, doar cu mânuța care cu tentacule lucrăm. Așa, doar pe aceea, Melissa. Nu trișăm. Așa, așa. Hai, Melissa! Caracatiță! Și Melissa a rămas ultimul păhăruț, da, iubire? Ia să vedem cine a făcut corect, trebuie să fie corect! Nu-i nimic, data viitoare ai să câștigi și tu, bine? Data viitoare ai să câștigi și tu, bine? Ia să vedem dacă Cristina a făcut corect. Ține mami cartea, să văd. Așa, deci, albastru, galben, portocaliu, albastru închis, roz și verde. Bravo! Cartea este a ta, 2 la 1. Așa, Melissa, concentrează-te și fă repede ca să câștigi, ok? Dacă ți-e greu cu 4 tentacule, poți să scoți una, bine? Auzi, mică? Ok, hai, 3, 4. Ce acolo este? Una peste alta. 4 pahare, una peste alta. Hai, începem cu portocaliu, apoi albastru închis, apoi roz și apoi albastru deschis. Haideți, făcuța! Portocaliu, albastru închis. Așa, Melissa, uite, atent cum este acolo, mami, nu te grăbi, uite cum acolo este. Este făcut ca la tine? Este cu fața jos, mămică, uite, ajut, hai repede ca să câștigi. Este cu fața jos. Lucrăm doar cu mâna, cu tentacule mele. Așa, să câștigi, mămică. Acum roz pune, roz deasupra pune, pune roz deasupra. Hai, mămică, te ajut. Da, cu mânuță și cu mânuță și ea. Așa, pune. Și acum, următorul, ce culoare este? Albastru deschis, pune, 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 pune. A, ce trebuie să treci? Caracatiță! Bravo! 2 la 2. Așa, eu zic să mai facem încă o rundă. Să vedem cine este câștigătoarea. Sau jucăm până la mai mult. Până la 5, dar mai mult. Până la 5? Două cărți. Da, da, putem să jucăm și mai scurt. Ok, hai mai jucăm încă o rundă, să vedem ce o să iasă. Atenție! Aveți grijă pentru că paharele în runda asta sunt întoarse invers. Sunteți gata? Da. Start! Doar cu mâna care cu tentacule, Melissa.
verde și portocalii. Ai grijă paharele să fie ca pe desen, Melissa. Uite, unul este cu... Caracatițe! Precis, Anica, sigur te, uite, eu văd că paharul albastru este cu fața în sus, dar tine este cu fața în jos, mai ai șanse, mămică. Întoarce-mi doar cu mâna cu tentacule. Doar cu mâna care cu tentacule. Mămică, uite-te la desen. Iubita, portocaliu este cu fața în sus, verde este cu fața în jos, albastru cu fața în sus, galben cu fața în jos. Ai grijă, uite, spina puțin se lasă mai slabă ca să te ajute pe tine. Nu poți să iai? Mă gândeam că poate o ajut pe sărioară. Hai, Mele, uite, ce trebuie să treci? Calacatițe! Jasmin, tu nu reușești? S-au încălcit facarele. Ia să vedem, mame, puțin te-am ajutat că văd că tu te-ai încălcit. Ia să vedem, ține cartea să văd dacă e așa. Deci, iată așa vine. Din partea Melisei este galben, albastru, verde și portocaliu. Ia să vedem încă o dată. Deci, primul este galben, albastru, verde, portocaliu. Corect! Corect, mame, din partea ta este corect! Nu, mai nu am făcut niciodată corect, că te mai invers. Așa, mame, e cartea la tine. Tu ești cu un punct în față! Hai până la 4! Ok, până la 4. Așa, hai să torc acum cartea eu. Deci, aceasta este cartea. Vedeți cum arată de sus paharele? Și acum fetele să facă. Sunteți gata, fetelor? Așteptă. Melissa, îți amintesc, lucrăm doar cu munța ce e bine? Așa, atenție! Start! Hai! Foarte, foarte atent! Cine a făcut mai corect? Ia să văd, dați la mine cartea. Deci, portocaliul, da? Lângă portocaliu este albastru, verde, apoi albastru deschis și roz. Da? Și are și portocaliu. Ambele s-a făcut corect! Da! Ambele! Yeah. Înseamnă cum facem. A? Hai, cine primești tu? Acum o să fie runda. Principal. Runda decisivă o să fie. Eu cred că răspunsul a fost totuși cu un mini pas în față. Așa, ultima rundă. E foarte, foarte simplă. Puneți paharele la loc. Așa, împingeți mai în fața voastră. Runda decisivă foarte simplă. Ia, priviți. Trebuie să punem așa trei pahare. Vedeți? Așa, atenție. Da. Acum e runda decisivă, așa că lucrăm foarte atent și foarte rapid. Bine, Melissa? Da. Și lucrez doar cu mâna aceea, mămică, nu uita. Așa, atenție, 3, 4. Tac, tic-tac, vreau. Hai, mai repede, mai repede, mai repede, mai repede, mai repede, mai repede. Caracatițe! Oh, sunteți aproape la egalitate, dar Melissa a fost puțin mai în față. Și Melissa a câștigat! Melissa a câștigat și eu știu de ce, pentru că Melissa este o soră foarte, foarte bună și o mai ajută, da? Îi mai dă câștigurile. Melissa, fericitări! Ești o caracatiță adevărată, da? Da. Da? Da. Ok, v-a plăcut jocul? Da! Dacă și vouă v-a plăcut, dragi prieteni, copii, maturi, toți cei care îmi priviți, să puneți like! Abonați-vă la canalul! Melica Lornieli pe Colenta! Pa!